pentru toți cărcotașii care mă întreabă, domnule, dar de ce atât de des îl chem pe Larry Freddy? M-am obișnuit ca o dată pe săptămână la machiaj să-l văd pe Larry Freddy gol. Să vă spun, doamnelor și domnilor, cadou. Cum vine Larry Freddy? Vine singur cu poșeta, mă rog, în care are CD-urile. Cu sacoșa. Și cu o chestie în care are niște CD-uri. Eu sunt pe scaunul de la machiaj, încerc să devin femeie. Larry vine și începe să dezbrace. Bă, dar se dezbrace de tot. Și n-are nicio treabă. Indiferent cine. Azi era Paula Iacob aici, în studio. Larry Freddy gol. Și-a vrut să ceară căsătorie. La bus? Te-ai căsătorit cu Paula Iacob? Hai să pe zis, nu e o idee rea. Ce? N-ai zis tu, nu e o idee rea? Bun, glumă, el ce... vine de fiecare dată ca un adevărat profesionist cu multe ținute de scenă. Cu două de fiecare dată. Mă rog. Și cu aia de pe tine trei, că tot de scenă e. Stop. Dă voce. Ia l-a oprit? Mă, ce faci, dacă nu te omor, mâncați aici, băiatul. Ia, vorbește tu. M-auziți? Spuneți-mi aici dacă l-auziți. M-auziți? Iar o ținem pasta cum m-auziți. Ce zice Pitico în căști? Băi, Pitico, puneți căștile. M-auziți nu, acum? Suntem nebuni. M-auziți? Da? Vreți să vă cânt? No, rien de rien. No, je ne regrette rien. La la la. Le mal qu'il m'a fait. Je ne regrette rien. Bine ați venit în emisiunea Planeta Maimuțelor. Norocul nostru că ui, nu mai este Angheluță. Ne luam pe toți din emisiune. Băi, ce a zis Angel? Dragoș Angel? Nu, Angheluță la care ne făcea cu capul. Care? Era un mare medic la... Uite că știi, era... A fost pe acolo. Râzi, mă, și tu un microfon când râzi așa. Râzi microfon. Dar acum, cine e Zoro? Cine ești? Puneți-vă, dă-mă mie pălăria ta, Larry. Dacă tu nu ți-o pui, mi-o pun eu. Eu dacă mi-o pun de unde ce... ai achiziționat-o pe asta? De la magazinul Adam. Nu fă reclamă. Credeam că de la magazinul Eva. Eva. Nu. Eva. Ducă-se de Eva. Adam. Mama ta scoase aceste ținute. Unele dintre ele, da. Da. Vesta asta cu capse de rocker e cu sută de mama ta, nu? Da. Ca și da. Brâu. Ca dacă, și brâu. Dacă te ciu unul cu magnet, bângă el, îl dă jos la câte vie. Nu mă dezbracă. Da. Hai să o lăsăm și bă, pe Mihai. Bă, cu cântăreață de muzică aia, de pe vremuri, de, nu Jay Jobis, ai, nu știu cu... Nu știu, gata, mă, să cu... Știu ce este, așa cu Boy George. Să mor eu, uite-te. Da, da. Uite-te că ești Boy George, ne... Știi că l-ați îmbrăcat femeie în asta. Ăla era doar travestit. Păi mai ai făcut travestit, băi. Nu, pe ăla tot, ești femeie și era... Lumin și umbră care ești. Negrule. Mi-am adus aminte de... Avea el o pălărie într-un clip cu Hare Krishna, ești, exact, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Mi-am adus aminte acum de asta cu limbile care le cunoșteau așa de bine. Eram cu Zabet, un prieten meu, în Grecia și tot eram nervos. Dar acum am dat, bă, și mie o șniță, mă înțelegi? Și dar zic, bă, că mi-e foame și mie șniță. Și la un an șniță, bă, m-am apucat o stare de nervi. Este la cât de boa, bă, înțelegi? Ai șniță. Păi acum să spun șniță, păi șniță mi-e șniță. Șniță, bă, șniță. Mie o șniță. Și el a venit cu șnițelul și ea. L-a dus la altă masă. Ești rău de foame așa, Sergei? Când ți-e foame trebuie să mănânci în clipa aia? Nu, cum eu... sunt eu acum, Vlădoianu, pe unul rând ai fi? Vlădoianu e la femei, să n-am parcă. Vlădoianu a fugit cu banii lui Sosu. Da. Oana te-a lăsat și s-a ciornit. Oana, gata, ești liberă. Câți bani i-ați dat lui Vlădoianu, să vedem dacă mai vine? Patronatul, câți bani i-ați dat să ne ia de mâncare? 200 sunt alea în colț. Sunt un prețul de cea. De la Laura, mi l-a zis aici. Laura, da. Vreau să vorbim și cu cea de-a treia invitată a lui Larry Freddy, a doua. Mihaela Popa și Ana Ciulpan. Tu cine ești? Foarte ok. Păi sunt Ana Ciulpan, mă numesc. Ești Ana, tu ești Mihaela. Da. Bă, iertați-mă. Și din suflet vă doresc să aveți parte de iubire, de noroc și fericire. Mulțumim. M-am prezentat deja. Spune-mi câteva cuvinte despre tine. Sunt solistă de muzică populară, din, reprezint zona Olteniei. Ce să spun mai mult?
căsătorită, necăsătorită, dar aici avem și... A murit soțul, am doi băieți. Mulțumesc. De mult? Băieți. Din infarct, da. De mult? Băieții mari. Băieții mari, da. Soțul meu de 5 ani a murit. Dumnezeu să le... Bă, da, mie nu-mi plac chestiile triste. Viața e făcută și din lucruri triste. Refuz să le văd, pe cuvântul. Da, păi au trecut, le-am uitat, am venit cu veselia. Acum să vă aduc voie bună, să cânt, să ne distrăm. Păi hai să și cântăm o piesă ca să vedem exact despre ce e vorba. Uite aici, va lua microfonul, voilà. Din cauza lui Larry am început să vorbesc și eu în franceză, deși nu știu. Poate să meargă piesa, regia. Rebelle, mademoiselle. Cum? A, îl cânti live sau cum? Da, live, da. Stai un pic să-l deschid, oprește! Stai puțin! Pitico, să mor dacă știu să-l deschid. Vino cu ce? Păi, hai, m-am stric cu mine. Dă-mi numai mie! N-are, cred că, bateria, deschide-l tu. La noi așa este. Nicio problemă, mie îmi place să cânt live asta. Da, da. E cel mai bine. N-are baterie, n-are baterie, asta la mișto. Băgați piesa. Mamă, Pitico, te rup cu floriolul tău cu tot. Băgați piesa și băgați și baterii. Să dea mai tare. Tare, dați mai tare. Te apropii lin de mine cu dragoste curată și același gând în bine să te sărut odată. Te apropi lin de mine cu dragoste curată și același gând în bine să te sărut odată. Te-am așteptat atât de mult și acum ai venit, chiar mi-a părut mai cărun, mai întinerit. Te-am așteptat atât de mult și acum ai venit, chiar de-a părut mai cărunt, tu m-ai întinerit. Un păr negru sprind cu nuda de narcise, te văd mereu zâmbind, făptura mea din vise. Un păr negru sprind cu nuda de narcise, te văd mereu zâmbind, făptura mea din vise. Te-am așteptat atât de mult și acum ai venit, chiar de-am părut mai cărunt, tu m-ai întinerit. Te-am așteptat atât de mult și acum ai venit, chiar de-am părut mai cărunt, tu m-ai întinerit. Privesc în ochii albaștri, plutesc parcă în ei, strivind ca niște aștri, lumii ce s-ar scântei. Privesc în ochii albaștri, puteți parcă în ei, strivind ca niște aștri, lumii ce s-ar scântei. Te-am așteptat atât de mult și acum ai venit, chiar de-am părut mai cărunt, tu m-ai întinerit. Te-am așteptat atât de mult și acum ai venit, chiar de-am părut mai cărunt, tu m-ai întinerit. Iubite, prinde mâna, te uită înapoi, să începe mas furtuna trăirilor din noi. Iubite, prinde mâna, te uită înapoi, să începem noi furtuna trăirilor din noi. Te-am așteptat atât de mult și acum ai venit, chiar de-am părut mai cărunt, tu m-ai întinerit. Te-am așteptat atât de mult și acum ai venit, chiar de-am părut mai cărunt, tu m-ai întinerit.
Domne, bravo. Extraordinar, nu mai apăsați mulțumesc. Microfonul. Larry, adică mai nu-l mai închideți ca să fie Larry. Uite, mă, da, mă, dar vorbește la el, trăiască-s familia ta, voi, Larry, să mor mai terminat. Îl ții în sus, vorbești la dude, ce dracu faci, Doamne, iartă-mă, ferească-mă. Mă, fes cu eu, dragă, fac balet cu microfon. Măi, Larry, hai să schimbăm un pic, te rog, repertoriu. Deci, fii atent, eu am observat un lucru. Știi cum este o apariție la televizor? Doamnelor, vă deranjăm? Nu. Am înțeles. Nu că dacă vă deranjăm, plecam. Și așa ne fac. Larry, știi cum e? Când tu ai aceeași femeie o seară, două, trei, cinci, un an, doi, te plictisești, da? De aceeași mâncare, te plictisești. De aceeași băutură, te plictisești. Vrei întotdeauna altceva. Ui, lasă-mă că am un fir logic. Nu tăia, te rog. Nu, eu beau același vin. Domne! Eu beau același vin de ani de zi. Mai schimbă, domnule, încerc telespectatorii râsul ăsta și poantele. Da? Să le schimb? Fă și altceva, tu ești actor. Ce dracu faci, mă, băiatule, deci... Vrei dramă într-o emisiune de divertisment? Nu vreau, mă, vreau să fii și serios. Hai să avem și o discuție serioasă, dar în microfon... Ui. Așa, ia, ui, da. E aceeași bășină veche. Pardon, scuzați-mi... Se numește aerocolie. Nu, mă, dai să vorbim și serios. Bă, Larry, tu așa ești și în afara platourilor de televiziune? Nu chiar. Dar... Dar ce? Cum ești? Să spuneți cum sunt, nu știu cum să spun că aș fi. Eu zic că sunt normal, dar în state se spune că normalitatea are foarte multe fețe. Da. Tu a câta față ești? Nu știu. Spune tu a câta față sunt eu. Cum e perceput? Că tu ești prietena lui Mihaela, nu? Nu știu, este un mister pentru mine. Da? Da, am înțeles, mi-a suflat pe hol că de fapt nu sunteți atât de bun prieten că v-ați văzut. Eu l-am auzit doar cântând, vorbind mai puțin. Acum, la ultima dată. La ce-i mut? De când vă cunoașteți, deci doar te-a cântat? Doar cântând, da. A, deci când vă cântați ca la operă, ca la pe scenă. Atât. Cum? Pe scenă, atât. Cântând. Și când te-a sunat să vii în pauze. Sau îți cânta mi-a dat SMS. Adică dacă ți-a cântat, te rog frumos, vină la noi. Da, ha? Am văzut că l-a încurajat fantastic pe scenă, pe, în momentul, da, în care ai interpretat. Da, îmi plăcea și mie melodia aceea. Mie mi s-a părut, nouă ni s-a părut că am bărfit cu Serghei, că îți plăcea Larry un pic. Îmi place, e prietenul meu. I love you. Pe cum e prietenul tău dacă n-ai vorbit cu el? Eu nebunesc. Așa, comunicăm sufletește. Comunicăm sufletește. Îl simt că e un băiat bun. Mulțumesc. În acel sens biblic, adică ați intenționat? Da. Da? Te vrea. Mai știi. A zis da, nu că mai știi. Că e ocupat. Nu sunt ocupat. Deși chiar așa scrie ocupat. Single pe acolo, pe undeva. Mă, e single. Single. Nu e chiar așa de ocupat. Zi, dom'le, femeie, te uiți la mine. Femeia îți face ochi duși și te uiți la mine. Sunt și mai mare decât el. Cu câți ani? 14. 14? Da. Sau 20? 14. 20? 14. Și ce importanță are? N-are. Păi n-are, l-are. Știi cum e? Găina bătrână face ciorba bună. O auzi? Păi întotdeauna femeile își caută de ăștia mai tineri. Ok. Cu această ocazie poți să cântă cea de-a doua piesă? Nu. Pregătită? O cânti când vreau eu, Larry, că nu ești atât de pe maidan. Acum vreau să te apropii mai mult și să vorbești pentru prima oară cu prietena ta, Mihaela, că până acum doar ați cântat. Ce faci, dragă, regia? Ce faci, dragă? Ce să fac? Trebuie, nu? Trebuie. Ok. Bun, nu, nu așa, bă, nu asta e vrăjeala. Larry, tu ai casă? Da. Tu ai casă? Da, ce interesează? Nu ai casă. Păi și unde stai? Stau la servici. Ești tu? La radio. Și copii? Și copiii cu mine, doi dintre copii și o fată la Constanța, fata mea care e surdomută. Stă acolo pe la niște rude. Păi foarte nasol, dar de soțul ce a ajuns? Plecat în Canada și a luat cu el și casa, adică a vândut, fiind pe numele lui, a vândut-o cu toată familia în ea și ne-a lăsat. Cum a vândut-o? Eu mă mut. Eu aud zilele astea, ce nu mi-am auzit mie urechile de când m-am născut.
se întâmplă în țara asta niște chestii care sunt, băi, dar incredibil, nu există protecție socială, chiar, iar mă enervez, nu există nimic. Adică cum a vândut casa? Nu trebuia să vândă cu acordul vostru? Da, da, la un notariat Nemesis, acolo a vândut. Înseamnă că a făcut alte, alte, alte... Da, probabil. Și eu puțin, soțul tău și tatăl celor trei copii, da, da. Dacă de tine, să zicem, nu te-a mai iubit pe tine, se poate întâmpla și să fie măgar, că așa-s mulți bărbați. Da, dar la TVR de copii, lucra la TVR, adică un om operator care... Operator de film, TV, era. Cum îl chema? Popa Iulian Corneliu. Nu știu, că știam că pe aia... Și de deci... mult a plecat? Da, a fost coleg și cu domnul Nicușor Ceaușescu la Școala Populară de Artă. La păi Nicușor a Bodă. Făcut Școala Populară? Nu, era profesor de economie politică acolo. Aha. Dar și cum, dar notariatul cum a, acum am că ți-am spus că mă enervează chestia, mă enervează, dar la notariat trebuie să fie, să dea toată lumea scris. Da, eu și acum am act original al casei. Ești căsăt, erai căsătorită? Eu am impresia că a vândut-o la cămătări cumva, nu știu ce a făcut. Dar erai căsătorită cu el în perioada aia? Da, da. Deci nu poate să vândă casă fără pe. Dar pe actul casei e numai el. Deși nu contează, era mea, nu contează. De stat, el a cumpărat-o. Stai să te învăț acum, că uite, știu, știu, dar nu se poate deci cum fără... Să... Dacă a cumpărat în timpul căsătoriei... Acum cât timp a plecat, da, da. Mihaela? A plecat în 95. Întâi a stat într-un lagăr în Germania 5 ani și după ce cei de la radio m-au ajutat să-l găsesc prin Interpol și am început să zgândăr un pic pentru pensia alimentară, copiii erau foarte buni la învățătură. Cel mic a terminat conservatorul, a făcut masterat, e și el în corul radio, colaborator, fără bani, că acum nu sunt fonduri pentru plata tinerilor acolo și nu... Așa, și mai este și un cor bisericesc, în sfârșit are și el o carte de muncă. Cel mare a făcut nu știu câte școli, nu știu câte cursuri de engleză, de operator, calculator, foarte, foarte deștept. Fetița a făcut bucătărie, cofetărie, dar acum ea și-a pierdut mințile și rătăcește prin Constanța, a rugat autoritățile să o instituționalizeze. Nu vor. Și nu vor. Și a ajuns, și cei de la să radio mai spun, a ajuns pe varianta Constanța. S-a oferit groasnic, acolo groasnic, ceva groasnic. În cadrul clădirii radiodifuziunii. Da, da, aici tot niște jurnaliști m-au ajutat. A fost la grădiniță vis-a-vis, a fost creșa radioului și acum sunt relații cu publicul, pentru că în radio nu prea e voie să intri și acolo intră oricine, unde stau da. Eu și mi-au oferit un spațiu de 6 metri pătrați, deci vă spun unde stai cu cei doi da, copii? Da, cei doi copii, da, de 8 ani de zile stau. Că de când a plecat soțul meu, tot a mers un proces cu un păi bun, și la demersuri, hai să luăm așa, demersuri pe la primărie. Ai încercat să faci? Da, să... da, da, în fiecare an renoim actele. Am și vorbit cu domnul Onțanu la audiență și mi-a spus: doamnă, nu am absolut nimic cu ce să vă ajut, vă rog, nu mă mai căutați. Mi-a spus. Bă, se incredibil, niște cazuri sociale. Băi, nu care se poate, nu se așa, poate ceva. Așa ceva. Deci, pe uite, eu o să încerc că... Noi suntem un post mic, totuși, de televiziune. Ne-am și obișnuit așa, deci nu mai sperăm nimic. Am să, dacă ești de acord și să încercăm cumva să găsim o soluție pe la o primărie, pot să vorbesc cu, de exemplu, cu colegii de la Acces Direct sau pentru că ei au vizibilitate mai mare, putem amândoi să vorbim, de fapt, și să ne lași un număr de telefon și să încercăm mâine, că eu știu sigur că există fonduri pentru... Adică... Dar sunt case sociale, mai că ar trebui să fie case sociale, că ăsta e case sociale. El s-a îndrăgostit soțul de o bufetieră de la televiziune. Domnule, asta e problema lui, nu contează. Se poate instala în Canada, a avut nevoie de bani. Da, deci 10.000 de dolari canadieni pe care ți-i cerau garanție. Din 2000, când a ajuns el din Germania în Canada, tot timpul îi minte pe copii, lăsați copii că vă iau la mine. Copiii nu vor să plece de lângă mine, nu știu. Le și place meseria pe care o fac aici, chiar dacă nu sunt plătiți, s-au obișnuit cu mine și nu se despart de ce mine. Că am zis, mă, în primul rând, poate acolo fi mai bine. Dar nu, cu adevărat nici nu vrea să ia. Deci m-am lămurit până la urmă. De unde știi treaba? Nu vrea să ia, pentru că persoana cu care e nici măcar nu lasă să vorbească cu ei la telefon. Să-i spună, tati, am luat 10 la masterat. Nu lasă, a zis că ori cu ea, ori cu noi. Nu. Pentru nimic în lume. Și acum el are 60 de ani și are copil mic, de un an și ceva. E clar, dacă am copil, la revedere. Hai, mă, să încercăm să ajutăm. Păi să încercăm să ajutăm, dar nu se poate, mă, dar ce primul că este faza notariat. Ce jurnaliști au ajutat, dacă poți să-mi spui? Domnul Helmis Florin.
De la radio m-a ajutat să stau acolo, să-mi salvez viața. Dar n-ai fost niciodată la nicio emisiune din asta mai... Am fost la doctorul Andrei la Antena 1, am fost la Mihaela Tatu, am fost la... la OTV de vreo 2-3 ori, la DDTV, la domnul Spânu. Nu, hai că uite, dacă ești de acord cu problema asta, eu mâine îți promit că încerc să vorbesc cu Simona Gherghe sau, mă rog, cu cineva din echipă de acolo și poate reușesc să fac, că eu am mai făcut pustiuri din asta de bine și până la urmă, și ce se întâmplă, nu neapărat că faci un bine, dar e vorba de o dreptate, cum să-ți închidă ușa un primar? Cum? Dar în primul rând, și cum a făcut notarul acte? Că nu poți să faci decât dacă ești căsătorit, indiferent cine a cumpărat casa cu asta. Lipsă ne-au dat afară. Cei care dar n-ai ne-au făcut dat, plângere la poliție? Am făcut și la parchet, le-au și dat nimic. NUP și celor care au judecat. Prima, ne-au dat evacuare inadmisibilă. Și noi am început să zugrăvim singuri prin casă, să... de bucurie. Și după aceea, când am fost plecați în concediu, ne-au găsit-o pe mama bătrână, au aruncat-o într-un spital. Dar noastră, îmi cer scuze, Kiki, care stă în Canada, te întreabă unde în Canada e soțul tău? La Toronto. La Toronto, Kiki, ai auzit? Da, toată lumea, toți telespectatorii noștri cu care noi vorbim pe Facebook-ul emisiunii pe seara cu Serghei și Mara, impresionați de povestea ta, și mie mi s-a făcut pielea așa găină. Nu, că ne-am obișnuit deja. Cred, fetiță. De fetiță îmi pare cel mai rău. Dar dacă ai avea o casă, să zicem, ai luat înapoi de la Constanța? Să... Nu, ea nu mai vrea să vină de acolo, îi place foarte mult acolo, că s-a înscris la clubul de surdomuți, dar eu vreau la pensie să mă duc acolo peste vreo 2-3 ani. Pentru că acolo e orașul mamei mele și am foarte multe rude. Bine, nu mă primesc în casă, că știți cum, da, fiecare cu ale lui. Dar acolo este orașul unde mi-am petrecut vacanțele, am stat la bunici, am asta, și să fiu alături de ea, pentru că ea dintre toți este cea mai... Și acolo unde stă, practic? La... Stă la o familie foarte cum să cade de surdomuți, dar a fost luată de pe centură de acolo. Cum adică de pe centură? Așa a ajuns. Adică se prostitua sau... Da, n-a avut unde să stea, a vrut să vină la București, că a lucrat la domnul Bosânceanu, la Histria, după un anunț blestemat pe care l-am văzut eu în ziar, și am dus-o acolo, și după aia toate rudele zic, măi, du-te repede și ia-o de acolo, pentru că acolo nu se petrec lucruri ca lumea. Și zic, mă, cum să o mai iau acum? Ea are diplomă de bucătar, cofetar, m-am dus și în fiecare zi aproape cu băiatul cel mic, că și el era în concediu, și ne-am dus și lucram fiecare zi cu cazanul, cu bucătarul, la bucătărie, tăiată la mână, de la cartofi, de la asta, în fiecare zi, domnule, nu face niciun fel de alt lucru rău. Ea lucra, muncea acolo. Și a venit peste 3 săptămâni la verișoara mea unde stăteam și mi-a făcut semn că nu a plătit-o deloc. Și zic, Iulia, nu te poate plăti, trebuie să fie o lună ca să poată să te plătească. Și a doua zi dimineață s-a sculat mai veselă, ce ai că mă duc înapoi. Și am dat toate lucrușoarele curate, spălate, a luat un troller după ea, o valiză și a mers din nou acolo. Și... am lăsat-o în fața ușii acolo, după 2-3 zile să mă duc, să-i mai duc câte un iaurt, ce-i place ei, un pepene, nu știu ce. M-am dus acolo și doamna de la bucătărie zice, doamna Iulia, n-a mai intrat aici, să știți, n-a mai venit. Dumneavoastră ați trimis-o, dar ea n-a mai venit aici. Și am pierdut-o și am dat-o la poliție și în noiembrie m-au sunat niște polițiști, eram la radio, le-am dat eu telefon în pauză, am putut să răspund și mi-au zis, doamnă, fata dumneavoastră a fost găsită la El Maritimo. Și eu zic, gândul meu, zic, o fi văzut la cumpărături, zic, vă mulțumesc, zic, frumos, zic, dar mă mir că ea mereu îmi dă SMS-uri, vorbim, nu se poate. Autoritățile din București n-au mai vrut să-i dea nici pensia de 234.000, au zis că poate a murit, că ea n-a mai venit personal să-și o ia și a făcut card bancar și n-a vrut să-i dea pe card ajutorul de 2 milioane care l-avea. Și s-a rătăcit și în noiembrie și așa. Iar m-au sunat de la altă secție de poliție. Doamna, fata dumneavoastră era la Oșan. Zic, domnule, nu vă spuneați, ce făcea ea la Oșan? Făcea cumpărături? Zice, nu, era pe variantă, nu pot să vă spun ce făcea. Și zic, domnule, vă rog frumos, dacă o mai găsiți, există un centru la Techirghiol pentru persoane de genul ăsta, care nici n-au locuință, nici nimic, cu activitate, cu îngrijire, cu tratament. Ea nu numai că e surdomută, are și un sindrom maniacal depresiv. Ea și-a tăiat venele de 3 ori. Ea are braț de pe mână vizibile din lipsa locuinței.
Și traumele adolescenței, da, da, probabil. Și au luat o interpretă de la club, de acolo, de la surdomuți, și a plasat-o la niște surdomuți, foarte cum se cade. Și zis, acum e mai ok? Adică s-a integrat? Da, îmi dă SMS în fiecare zi, vreo 4 mesaje îmi dă în fiecare zi. Și îmi spune că am încercat să lucrez de la un bar, dar nu-i convine că-s bani puțin, că nu știu ce. Acum am luat legătura cu un fermier care are puișori și găini și face ouă și nu știu ce pe acolo. Și am înțeles că de aia s-a dus acolo cu dânsul, să vadă ce poate să facă pe la fermă. Deci ea n-are un... nu este stabilă psihic și asta. Ea trebuie, este instituționalizată până ies eu la pensie să am grijă de ea. Nu, nu poate sta nici cu frații, nici cu mine, că noi plecăm la servicii, dispare. Deci, și am rugat autoritățile și mi-a zis, nu, domne, poliția nu se ocupă cu internări, cu chestii de astea. Trebuie stabilit un tratament serios pentru, da, fată, da, că e păcat. Deci și are rețetă, dar ea nu în ia. În primul rând, un mediu. Este incredibil ce s-a întâmplat. Da, și este extra. Da, și ea, neavând unde să stea, a fost înhățată de un proxenet care e și pe internet numele lui peste tot, că ea mi-a scris pe hârtie și câți ani are el și cum îl cheamă. Dar cum a ajuns ea, săracuța, să se și că n-are unde să stea, acolo a încuiat-o, i-a luat toate actele, toate hainele. Mergând pe stradă, da, așa, zălună singură, da. Și a răpit-o, da, practic, da. Și a spus, sunt prin semne, cum au scris ei și știu și stradă și numărul, mi-a dat-o. Stai, au răpit-o, a luat-o pe fată de pe stradă. A luat-o cu frumosul, n-a răpit-o și după aceea i-a luat actele așa și a dus-o cu mașina direct pe varianta Constanței. Și de 3 ori a găsit-o poliția și i-a rugat frumos, doamne, dacă vedeți că se repetă lucrul ăsta, de ce nu încercați să o băgăm la... Nu, că nu sunt locuri, că trebuie să stea un an în Constanța, că trebuie să-i se facă anchetă socială, zic bine, vă mulțumesc. Are acte de orașul respectiv? Da, da, am reușit să-i fac acum o lună, că vrea ea neapărat să stea acolo. Cum îl mai cheamă pe soț? Mai spune o dată, Popa Iulian Corneliu. Popa Iulian și Corneliu. Și mai are un frate, Popa Daniel, tot în Canada. Dar el este cu familist, este cu copii acolo, geolog, dar nu poate să-și facă meseria că nu a găsit acolo. Da, mai vorbești cu cumnatul tău? Nu, nici cu el. Câți ani ați fost căsătoriți? 17. Și 17 ani de prietenie, ne-am căsătorit iubire și 3 copii. Șort. Și el în anul 1991 a început să se comporte foarte, foarte urât. Forma a început să-mi spună colegii lui de la televiziune, unde eu vorbisem acolo cu Cici Silvestri, cu Vornicu de-a intrat, că el era profesor de cineclub la Craiova, forma a venit la București, unde a fost coleg cu domnul Nicușor, și până la urmă a intrat în televiziune, prin concurs. Și... mi-au spus, zice, măi, el trăiește deja cu altă femeie. Nu, nu-l mai căuta. Bine, asta nu contează. Nu știi, cu altă femeie n-are nicio importanță, dar ți-a arunce așa și iei casa copilului, adică pleci, lasă casa oamenilor și du-te dacă... Na, asta se întâmplă oricui, dar... Mă, mi-e nu vine să cred pe cuvântul și ne-au terorizat și... cu citații de la tribunal 3 ani în care toți 3 copii s-au îmbolnăvit psihic. Deci, toți. Exact ce spun eu, mă, pe unul care violează, îl fac erou în acasă, asta trubez eu și mă apucă toate spumele și toți nervii și astea, bă, că sunt smite cază, băi, pe ăștia îi fac eroi, plimbă pe la televiziuni, nemernici ăștia, mai care, lasă, bă, că mă apucă nervii, bă, și uite oameni care sunt în situația asta, ce se întâmplă, bă, chiar în halul ăsta, bă, că bă, mă, dă-mi bârbâiară de nervi, mă. I-a aduc acolo ca să-și facă bani, să-și facă nume, să-ți fie îmbuibați, mă. Chiar nu e un pic de jenă, mă. Astea sunt cazuri care trebuie să-l aperi, bă, din oficiu. De ce nu se sesizează Paul Iacob și alți avocați să o apere din oficiu acum pe această femeie, mă? La ala s-au dus, că e retin, nu? O nesimțire, bă, ceva stricător la cel. De ce n-a strigat nimeni să o apere? Tu nu vezi ce se întâmplă? Asta e, de asta am eu vehemența asta și toată lumea spune că sunt nebun. Nu, e o societate de vagabonzi, bă. Asta este toată problema, că nu înțelege nimeni în această țară. Este o societate, nu că eu de un partid sau altul, indiferent care e partidul. Sunt numai vagabonzi, mă, să-și facă interesul și la revedere. Nu poți să lași așa un om pe stradă, bă. Deci nu e normal să lași așa unul pe stradă. Dacă văd unul în Germania, zice că suntem în epoca de piață, nici nu există așa ceva, mă. Și vin și ne dau lecții pe la televizor. Vine cu afatul ăla și îmi spune că îl duce la biserică. Da. Foarte trist, am schimbat registru. Ce să zic? O să vedem de mâine că e o nouă zi, eu zic că nimic în viață nu e întâmplător și că până la urmă cât suntem noi de trăsniți, zăpăciți și nebuni, cred că fondul extraordinar pe mine m-a impresionat foarte tare. O să te întreb dacă
Crezi că mai poți să ne cânti ceva acum? Da. Da? Fără emoții, așa, da? Da, da. Hai, să încercăm. Incredibil, bă, incredibil, bă, niște vagabon suntem. Numai dacă o să puteți să puneți piesa 4. Piesa 4, dacă se poate, din regie. Mai vezi. Ce este piesa 4? Prieten cu adevărat. Prieten cu adevărat. Asta e românește? Da. Am revenit pentru finalul emisiunii. Am foarte, foarte multe mesaje pe Facebook și oamenii întreabă, eu am să fiu directă, nu prea știu eu să diluiesc cu momentele astea delicate din viață și niciunul dintre noi, cred. Dar o să te întreb direct, te întreabă oamenii dacă ai ce mânca, dacă te descurci cu copiii. Asta da. Și se oferă să te și ajute financiar. Nu știu exact cum să procedăm. Îți dai un număr de telefon? Mea, aș vrea să o ajute cineva dacă ai telefon? Ai da. Număr de telefon, vrei să-l dai? Da. Haide, spune-l. 0724 da. 049 da. 772 049 772 da. Mihaela Popa. Da. Și tocmai ce ai pensie? Nu, sunt încă salariat, mai am un an și ceva până la pensie. Și câte zice? 16 milioane, dar am împrumut la bancă și mai rămân cu vreo 4 milioane. Dar copiii, mai cel mic are 570 de roni, că e angajat la doamna Ciuclea, la Supercom. La corul acela, da. La fată, la Roxana. Este angajat la Biserica Piața Amzei.
Niște oameni extraordinari, familia Ciucrea, da. Dar mă mir cum... Da, da, da. Fără dâns și n-avea carte de muncă. Îți cunosc povestea familia Ciucrea? Nu, nu, că băiatul meu a zis că dacă spun, el nu se mai duce la... Păi știi de ce? Pentru că firma pe care o conduce domnul Ciucrea are afaceri în sectorul 2, ei ridică gunoiul și fac dezăpezirea. Știu, dar mai zic băiatul ăla mică. Relația lor cu Onțanu e așa. Da, mă, dacă el nu vrea copilul, zice, mă, suficient timp prost acolo să... Bine, eu puteam să-i spun doamnei Rosana fără să știe el, dar m-am gândit să nu părem cerșetori sau mai știu eu ce, că de-abia are... Sunt niște oameni de-abia terminat facultatea și imediat s-a angajat, are un an și ceva. Și cum și... e ținut la facultate în situația asta? Da, pe cel mic și pe cel mare la diferite școli, la multe școli a vrut să facă. Și de calculatoare, și de engleză, și de agenți de pază, și de toate. Bun, dar ar avea ceva împotrivă dacă a merge și la o altă emisiune cu povestea asta? Crezi că s-ar opune copiii? Nu, nu s-ar opune, că ei nici nu au timp să se uite, doar dacă vin seara. Și eventual nu le spui că până la urmă o mamă e leoaică pentru copiii ei și știe... Păi nu, că nu, ei sunt foarte cuminți, adică nu se pot certa cu mine sau asta, dar văd că îi doare. Știi, ăla mic are atac de panică, are sindromul Steven Johnson, tot din cauza evacuării. Are sistemul imunitar distrus, complet. Trăiește cu medicamente, cu vitamine, cu asta, dar salvează că nu beau, nu fumează niciunul, nu pierd nopți, n-au niciun fel de prieteni, n-au prieteni, n-au prietene, numai cu mămică, atât. Și stați toți într-o cameră? Toți, da. În 6 metri, nu o cameră. Mică, că eu știu. Da, și care, mică, au, și care nu e cameră, nu e cameră. Deci e ceva improvizat. A și fost unde aveți toaletă? Pe coridor? La etajul 2 este o toaletă. Și voi stați la parter sau unde? Da. Nu are gaze. Și acum o să fie, clădirea este oricum a cuiva, că se judecă și primăria sectorului 1 cu cineva. Clădirea radio? Da. Nu clădirea radio, nu, cea unde stau, am înțeles, unde a fost grădinița, da, am înțeles exact. Și acum ați relații cu publicul, deci este steagul acolo. Poate să vă evacuezi de acolo, da, mână, da, nu? Da, dar eu știu, nu știu, sunt atât de cum se cade ăștia, domnul Helmi și asta, că parcă nici nu pot să cred că m-ar lăsa pe stradă sau ceva. Da. Dar trebuie renovată, pentru că este foarte veche, cred că are 200 de ani. Cam clădiri. Multe clădiri din centrul Bucureștiului, da, în fine, asta... Și unde gătim? Cum mâncați? Că pe mine mă încurc. Păi pereșou. Mai gătim? A, gătiți în casă toți acolo? Mai luăm sandwich-uri, mai pufuleți, ne ducem în cauca copiii astăzi seara. Da, da. Da, nu se mai. Astă seara băieții tăi mâncau pufuleți? Da, că eu am trecut pe la ea ca să venim împreună. Deci, mămica, ai timp să ne faci ceva? Nu, că plec la televiziune. Și atunci... Nu sunt nici condițiile în acest sală de cum să mai discutăm. N-are unde. Că au zis doamnele de la arhivă să nu cumva să folosește show, că o să ajungă la închisoare. Și de ce? Că acolo sunt arhivele radioului să nu ia foc. Că dacă ia foc de la show-ul, uită în priza asta, normal, arhivele televiziunii și asta radioului. Da. A zis că nici să nu fac nimic pe reșeu. Se întâmplă atâtea chestii, casele astea vechi, cu priza, cu instalația, da, se încălzește foarte tare reșeul, nu rezistă instalația, ia foc arhivă. Am plâns 2-3 ani și ne-am obișnuit de parcă așa ar fi și trebuie să trăim. Deci pe noi chestia asta nici nu ne mai afectează. Numai dormim înghesuiți, ne mai certăm, dar așa, cu perdea. Hai să, nu știu, eu... Băiatul cel mic a fost cu doamna Ciuclea și în Bulgaria, acum pleacă în Ucraina. Bravo, mă bucur. Foarte încântat. El a făcut vioară și s-a luat după mine cu canto, cu asta, și acum îi place mai mult la canto. Voi două de unde vă știți, Ana, și... Am cântat împreună pe la unele restaurante. A, da, mi-ați mai zis atâta la... Pe Micaela mi s-a părut o fată deosebită. Deosebită, are un suflet foarte mare și știu situația și mă doare foarte rău. Nu are condiții deloc să gătească, nu are o baie acolo, o singură cameră mică, deci... Da, hai cu să... Doi băieții. Și uite, mă, vezi, și studiază, poate mă, cineva cu suflet mare s-o gândi la asta. Da, băieții mei sunt specialiști în calculatoare, foarte... Și alții cu bani cu astea și să tau pe... Programe, tot. Eu sunt o fire optimistă de fel și cum a zis și mai devreme Mihaela, că eu cred că nimic nu e, nu există întâmplare, există numai Dumnezeu. Nu, numai Dumnezeu a vrut să ne întâlnim, cred eu, în seara asta. Și noi, cinci, și cu echipa noastră, și cu colegii noștri. Hai să terminăm într-o notă optimistă. Mâine ne auzim noi două la telefon și cu Serghei. Am făcut deja strategia, cam știm ce
încercăm să facem pentru tine, nu putem să-ți promitem nimic, dar așa cum m-ai cutremura pe mine și pe Serghei și pe fiecare om de acasă, sunt convinsă că, așa cum zis, din păcate noi suntem un post mic de televiziune, dar avem pârghii ca știți să... Știți ce m-ar bucura măcar până mor să știu? La, dacă cineva la cartea funciară, atât aș vrea să știu istoricul vânzării acestei locuințe. Eu vorbă evreiască, nu contează ce a fost, contează ce este. Eu zic că cel mai important pentru tine nu să afli ce ți-a făcut acel nemernic, că nu se poate numi tata care lase copiii pe așa. Da. Important e pentru tine să obții o locuință și noi asta o să încercăm să facem de mâine, să facem niște demersuri, să vedem cum poți primi o locuință socială, ca tu și copiii tăi să puteți sta și fetița eventual în niște condiții normale, să trăiți omenește așa cum ai trăit, de fapt, până să ți se întâmple tragedia asta. Dar... Nu știu dacă se poate, pentru că am scris la președinție de cred că de 300 de ori și domnul Piscociu sau cum îl cheamă pe domnul acela mereu răspunde să mă adresez primăriei. Și eu am scris, domnule, dacă eu am ajuns la dumneavoastră să am tupeu să scriu la președintele României, înseamnă că nu mi-a dat dar nimeni. Dar tu care trăiești în lumea asta totuși și te lucrezi în radio, da. Nu ți-a venit niciodată ideea să mediatizezi cazul ăsta? Te ba întreb... da, am încercat, dar am fost la toate televiziunile, adică în afară de ProTV, dar... Nu s-a putut. Nu te-au dat pe post sau ce? M-au dat. Unde? La ce emisiune? La doctorul Andrei am fost, la tatul, la domnul Ion Spânu de la OTV. Da, da. Și Mihaela ce azi? Și am făcut un subiect pe tine și atât. Așa m-a pus să cânt. Am cântat o melodie spaniolă, i-a plăcut și atât, dar n-am ce să... Bun, dar ancheta jurnalistică în sine, telefonul la primărie, în direct cu primarul, că nu doar să ne facem un rating și hai, am adus un platou, plânge lumea. Au dat și de la radio, în direct, la studio deschis era o emisiune și am zis, mă scuzați, doamnă Grațiela, nu știu cum a spus, îmi pare foarte rău, nu avem niciun fel de spațiu de locuit pentru această doamnă și pentru copiii dumneaei. Cine a zis asta? Primarul? Nu, doamna consilier, Grațiela, nu știu cum o chema. N-am înțeles. Direct păi acum să te ia la ei în casă, mă! Nu, și au în fiecare an am reînnoit dosarele. Și a spus chiar băiatul, va, foarte bine, lucrează la Supercom. Da, dar nu s-au construit absolut nimic. Mi-a mai venit o idee, gata, stai. Da, nu s-a construit absolut nimic. Și da, deci mă lasă că sunt case sociale, sunt o grămadă de case sociale. Până la urmă, băiatul cel mare s-a gândit că o să se ducă la adăpost, că este acolo balta albă. Da, acum cu frigul ăsta, cu vijeliile, cu minus 25 de grade, nici nu vreau să mă gândesc, cum vă încălziți acolo? Păi de este calorifer, de pe vremea creșei. Anul trecut a fost stricat, că era foarte vechi și am stat cu radiator. Dar acum s-a reparat, era o conductă în mijlocul străzii care a cedat pe vorba de câți aia. Ani locuiți voi în condiții? De 8 ani, din de 8 2004. Ani în 6 metri pătrați. Da, 6 metri. Îmbrăcămintea o ținem în valize. Sub pat. Când, da, și sub pat, nu este spațiu. Deci am rămas așa, efectiv de cutremur dacă ajunge acolo. Dacă ei au vrut să facă facultate și asta și n-au... Foarte bine, bravo ție, te felicit că ai ținut la facultate. Meditează, toți îl caută, n-are timp să facă câte meditații cât îl caută toți, pentru dizertație, pentru masterate, pentru doctorat chiar îl caută lumea, să le scrie lucrările pe calculator, nu poate săracul, e slab, ai văzut cum sunt. Foarte slab, copiii foarte slabi, cred că au nevoie de copiii. Nu se lasă de calculator și de muncă și de canto și de asta până noaptea târziu, când e să cheme salvarea, tot eu o chem. Și trebuie. Dar de ce să acă li se face la mic, a stat la bal cu sistemul imunitar distrus. Pe ce la mare sunt așa de slăbuși și se văd pe ei că sunt copii care suferă. Se văd pe ei, dacă îl vedeți... Din dragoste mare față de tatăl lor. Atât de mult l-au iubit pentru că el la un moment dat a fost atât de cum să cade. Atât de mult ne-a plimbat prin toată țara cu mașina, ne-a dus peste tot, ne-a dus în vacanță, la not, la engleză, la franceză, unde era nevoie, la balet a făcut cel mare, chitară clasică. Ei au o cultură, te uluiesc, dar sunt cel mare, cred că o ia razna de câtă cultură are. Dar la un moment dat s-a schimbat peste noapte. Spunea, tati, mi-a dus și mie un suc, dar n-am bani de suc. Dintr-o dată. De când a făcut împrumutul acela la Bancop și s-a apucat de vândut mașini străine.
nu-i reușea deloc treaba asta. Domnișoara cu care s-a cuplat el era foarte bună comerciant, pentru că ea era într-o familie de 6 copii, părinți bețivi, cu asta era săraca foarte așa și a zis, cu asta fac bani probabil, cealaltă îmi cere. Cu ea a plecat în Canada? Da. S-a și căsătorit cu ea tot. Și am înțeles că el acum a orbit, că i-a scris odată, i-a sunat băiatul. Zici că ești un film, mă doare capul, mă crezi că și a spus la telefon soacra, zice, băi, și orbul căutați, și orbul mai căutați. Dă-mi o întrebare pentru tine, tocmai l-ai luat acasă așa oricum e, dacă ar veni? Nu l-aș lua, pentru că este foarte periculos. E foarte periculos, când aveau copiii temperatură, le dădea Coca-Cola rece, nu? Nu. Plus că ne-a jignit, ne-a bătut în ultimul timp, ne-a dat sângele pe fată, a bătut-o, pe el mare l-a bătut o dată, că n-a știut la matematică, nu, așa ceva nu se mai poate. L-a bătut, i-a rupt pleura, că nu știa la matematică și i-am spus, măi băiatul, păi, eu când era un tată bun, ai zis, că le făcea, după ce s-a schimbat, după 91, și i-am spus, măi, părinții mei, când n-am știut la matematică, eu am făcut umanistică, n-am știut, mi-au pus meditator, dar nu m-au bătut. El nu poate să știe bine și la română, și la engleză, și la franceză, și la matematică. Când profesorul se schimbă de la o zi la alta și era un profesor care nu mai putea să vină. L-a bătut, l-a distrus. De asta sunt slabe așa. Ana, o să-ți rămânem dator cu altă invitație și alte nicio piese. Nicio problemă. Cu mare dramă întotdeauna. Nu mă așteptam la o așa evoluție. Sinceră să fiu... Chiar în primul rând, de fapt, îmi pare atât de rău. Eu când am văzut compania lui Larry și așa, zic, domnule, o să râdem și o să ne distrăm. Din păcate, viața bate. Fata trebuie stabilizată undeva. Fata trebuie stabilizată școală. Și cu tratament foarte serios. Că poate da, să mai să poate imediat cât de cât. Ce am putea și noi să facem. Celor de pe Pentru Facebook fate... care ne-au scris, v-am lăsat numărul de telefon al Mihaelei. Haideți, Lari, revino-ți, dragă, că să ne întoarcem cu picioarele pe pământ. Mă, și spani! Hai să terminăm cu o piesă de-a ta, orice ar fi, nici nu mai contează. Mihaela, mulțumim tare mult și ne vedem, ne auzim mâine la telefon, vorbim noi după emisiune ce și cum. Ce ne cânti, Sheri? O piesă lansată de Aurelian Temișan și această de tine. Piesă nu și-a distrus în memoria lui Cornel Fugaru. Compozitorul acestei piese, bineînțeles. Să meargă banda din regie, vă rog. Versurile Dan V. Dumitriu. Ne aude cineva în regie? Asta e? Mai tare. Un pic mai tare, vă rog, mulțumesc. Mereu, dar eu te-am iertat. Și azi mă simt în fața ta vinovat, că-a trecut prea mult timp și n-am știut să te schimb. Dar dacă vii și e tare în cei, eu nu mai sunt cel de ieri. Sunt doar un om oricât de mult te-am iubit. Atunci tu m-ai rănit, nimeni nu poate fi același om zi de zi. Dar dacă ești și e tare în gen, eu nu mai sunt cel de ei. Dar poate totuși ai vrea să uit viața și eu domnul de astăzi să fii. Da, a fi păcat doar pentru-un vis trecător să întuneci visul nostru, ia cupul nou și oricât timp aș avea să mai credu vorba ta. Dar dacă nici e tare în cer, eu nu mai sunt cel de ieri. We'll be right back.
sunt un vis trecător. Să întunești visul nostru, ia cu bunor. Eu simt aș avea să mai cred în vorba ta. Dar dacă mi și e tare, zice, eu nu mai sunt cel de ei. Eu nu mai sunt cel de ei.